Nie mami raca. Gâsca, tati. E gâsca? Cum face gâsca? Uite că vine la tine, mami. Vine la tine, mami. Darnicule. Gata, tati, lasă-le să poate, că uite câtă mâncare au. Nu le mai dai, gata. Nu, uite, nu le dai. Hai să mergem. Uite, mami, vine la tine, mami. Ia, stai la mami în cur să-i dai. Stai în cur aici. Ia, ga, 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 strigo. Ia la mami. Dă-i, dă-i la mami una. Ga, ga, ga. Ga, ga. Gâsca. Gai. Gâsca. Gâsca, tati. Rățuștele. Uite două rățuște acolo, uite la mami. E bine. Uite acolo. Uite, vin la tine. Uite aici. Papa. Papa, mami, mănâncă și ele. Și te-ai băgat după ele. Mai mănâncă și Kevin. Uite că aveam nuci acasă. Gata, o zbughi. Da, mami, uite-i capul aici. După copac, gata. Probabil că se urcă prin spate. Că nu mai văd. Am profitat și noi de gradele care sunt astăzi. Cred că sunt vreo 22 de grade sau cam așa. Și am luat micul dejun, ne-am îmbrăcat și am plecat în parc. E un parc aici lângă noi. Se numește Woodfield Park și sunt rațe, găște, lebede. Hai că vede cățelul acum, e topit. Și am venit să ne plimbăm puțin, ca să stați liber și mâine și luăm Bank Holiday. La Kevin e un pic mai mult înfundat, deja a treia zi de înfundat, n-am auzit și n-am... Opa. Nu mi s-a întâmplat cu el niciodată. Să fie de mult timp înfundat și ziua și noaptea. Am cumpărat și niște paduri, sau nu știu cum se spune, să numesc în engleză sau în română, niște acțipilduri cu mentol și le pui pe haină, nu direct contactul cu pielea. Și uite cățelul, mamă! Așa, plus că am niște pastiluțe ce le bag în priză cu mentol ca să-l ajut la desfundarea nasului. Umidificator. Mai mult la ta, nu știu ce să fac. Dar am zis atunci că trebuie să ieșim cu el afară, să-l plimbăm un pic. La soare e cald, dar aici, printre copaci, e chiar răcoare, e frig. Da. Da. E frig. Yeah. Ia-o scăței, mami. Dar unde e gâsca? Cum face gâsca? Nu știu, tati, gâsca.
Pale, bye bye. Pale, pa. 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 Mergem acasă. Am mai fi stat, dar nu mai avem nici provizii, nu avem nici păturică. Și Kevin vrea să intre în apă după ele, normal. Și nu-i prea îi place apa lui, da, clar. Cam asta ar fi problema. Mergem acasă? Ce facem? Da. Aici pădurea și aici sunt terenurile de fotbal. Unde joacă băieții fotbal. Și noi avem mașina pe undeva pe sus. Haide Kevin, hai mami! Hei, 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 vine aici că vine cățelul! Vine cățelul, uite cățelul acolo! Sus! Haide, urcă! Hai!